Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbim și despre frații de la guvernare. Da. Pentru că oarecum mascat așa de emoțiile de la euro, în coaliția de guvernare se desfășoară o încăierare mută, mai mult sau mai puțin mută, pe data alegerilor prezidențiale care urmează să aibă loc cândva anul acesta. E uluitor că la jumătatea anului încă nu știm când o să fie alegerile prezidențiale. Anul ăsta, ce vrei mai mult de atât? Mai sunt 6 luni. Astfel, încercările de poziționare ale celor două partide, PSD și PNL, au dus aparent la un blocaj. PSD-iștii vor alegeri prezidențiale cât mai repede, liberalii cât mai târziu. Miza li se pare atât de importantă încât premierul Ciolacu pare gata să forțeze o criză printr-o solicitare directă către ministrul liberal de interne, Cătălin Predoiu, de a înainta proiectul hotărârii de guvern pentru stabilirea datei alegerilor, că vine de la interne proiectul ăsta de hotărâre, dar cu datele dorite de PSD. Și dacă ministrul nu face asta, atunci avem o criză. La telefon este analistul politic Andrei Țăranu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, de ce este atât de importantă și de diferită data alegerilor pentru PSD și PNL? Ce speră să obțină? După cum e evident, speră să dea acel care, un candidat care să și câștige aceste alegeri. Și câștigă cu o diferență? Câștigă cu o diferență de o lună? Fiecare își face. Acum nu e chiar de o lună. Fiecare își face calculele electorale în funcție de cum și ce au câștigat la alegerile europarlamentare, respectiv cele locale, în special cele locale. Pe de o parte, cei de la PNL și-au dat seama că pentru ei lucrurile nu stau extraordinar, au pierdut 6 consilii județene și, pe de altă parte, că sunt oarecum forțați să rămână în această coaliție dacă vor în continuare să își sprijine primarii, președinții, Consiliul Județean și așa mai departe. De altă parte, PSD-ul în septembrie va da cu asul, să spunem așa, adică va crește pensiile și va crește pensiile într-un mod substanțial. Pe ceea ce au negociat useriștii acum câțiva ani prin PNRR. Ori în condițiile astea, pentru cei de la PSD, data septembrie, octombrie, sunt niște date bune pentru a fi alegerile, dar deja cu cât se apropie iarna, cu cât încep problemele legate de, știți foarte bine, prima zăpadă, prima, mai știu eu, când nu se vor mai găsi XYZ, n-ar trebui să pună atunci alegerile, ci să le pună fix în perioada în care au cele mai mari avantaje electorale. Apoi, nici nu ar vrea să lege alegerile prezidențiale de alegerile parlamentare, alegerile generale, tocmai pentru că ei știu că nu totdeauna potențialul lor parlamentar are și sau este egal cu potențialul prezidențial. De obicei, parlamentarii au fost mai mulți decât voturile pentru prezidențiale, așa încât încearcă să rupă alegerile parlamentare de cele prezidențiale. Dar liberalii speră să-și recâștige popularitate într-o lună, două în plus, mergând înspre sfârșitul anului? Adică ce pot face ei ca să mai crească popularitatea? Nu foarte greu să spun. Nu știu dacă ați observat, de bună bucată din vreme, PNL-ul trăiește într-un fel de autoamăgire, într-un fel de mitologie legată de propria sa existență și de propria sa dimensiune. Ori toate cifrele, toate sondajele de până acum, inclusiv alegerile, arată că nu mai sunt acel mare partid care a fost, să-i spunem, în 2019, care a câștigat alegerile europarlamentare, ci mai degrabă un partid mediu care abia supraviețuiește la nivel local prin 2 sau 3 mari figuri. Ori încercarea asta obsesivă de a-l impune pe domnul Ciucă îi pune într-o situație extrem de dificilă, pentru că domnul Ciucă trebuie să fie
permanent reinventat domnia sa nefiind un mare orator și probabil ne-a gândit foarte multă carismă. Ați văzut, cred, fotografiile astea, panourile care au apărut cu domnul Ciucă prin toată țara, da, negru, da, de zici că este Mario Vargas Llosa al negru, profilul mare gânditor. Din punctul ăsta de vedere, eu aș observa că, mă rog, cu doar câteva luni înainte alegerilor prezidențiale, oricând ar fi ele până la urmă, până, de fapt, nu i-a asumat public, clar, niciun candidat, oricum nu din partea partidelor mari, s-a anunțat domnul George Simion, dar domnul Ciucă, în afara fotografiilor și a faptului că toată lumea vorbește că dânsul va fi, și domnul Ciolacu, la fel, toată lumea zice că dânsul va fi, niciunul din aceste partide nu a spus românilor, aceștia sunt candidații noștri, cu ei mergem. Ce vă spune asta despre cum funcționează politica în România? Pentru România este, haideți să-i spunem, o premieră, o coaliție între cele două mari partide și faptul că cei doi, să-i spunem, lideri, la rândul lor vor. Acum o să putem discuta puțin să candideze la prezidențiale. Din câte știu eu, domnul Ciucă vrea să candideze sau este forțat să candideze. Da, domnule profesor, dacă este întrebat direct de jurnaliști, da, spune, păi sigur, să vedem ce zice partidul. Da, sigur. În schimb, domnul Ciolacu n-ar vrea, asta e sigur. Domnul Ciolacu nu ar vrea în niciun fel să candideze la prezidențiale. Pentru că lui convine poziția de prim-ministru și banii care vin pentru partid și pentru aleșii locali și pentru siguranța domniei sale în această calitate. Doar că președintele este cel care numește primul ministru. Ori PSD-ul vrea să securizeze această funcție de președinte și de aici, dacă vreți, indecizia, din punctul meu de vedere, mai degrabă personală la domnului Ciolacu de a candida la un post. Pentru că nu e așa, el dă vrabia din mână pe ceva care este prin gard, nici măcar nu se știe dacă e pasăre. Ori calculele, repet, nu, domnul Ciolacu are ceva atracțiune, dar probabil nu atât de multă, dacă ne uităm în sondajele care caută încrederea, nu atât de multă cât au alți candidați sau potențial candidați, cum ar fi Mircea Cioană. Ori aici este, de fapt, variabilă. Nici domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu nu știu cum să abordeze o campanie împotriva domnului Cioană, care probabil, sunt tot mai multe date, ar putea să intre în turul 2. Deci această indecizie, pentru că, pe de o parte, așa cum arată din nou ultimele sondaje, domnul Ciucă ar fi pe locul 4, și ar ajunge domnul Ciolacu să candideze cu domnul Cioană. Niciunul dintre cei doi, repet, nu e un mare orator, nu este un, cum să spun, nu are cunoștințele de politică externă, de administrație națională pe care le are totuși domnul Cioană. Și de aici, dacă vreți raportarea în doi la un al treilea și toate calculele astea, unele dintre ele meschine, care se fac pentru aceste alegeri. Credeți că apariția Elenei Lasconi tulbură calculele în privința asta? Absolut deloc. Nu. Adică e foarte greu pentru doamna Lasconi și pentru USR să schimbe fundamental pieșicierul politic în acest moment, mai ales după scorul extrem de mic pe care l-a avut Alianța Dreapta Unită la aceste alegeri, la ultimele alegeri. Trebuie o muncă imensă care nu se poate realiza în câteva luni. Și gândiți-vă aici, nu-i vorba doar să readune foștii useriști, care sunt în general în orașele mari, în anumite zone mai intelectuale, să-i spunem așa, când despre doamna Lasconi foarte puțină lume a auzit în mediul rural, în orașele mici,
sigur, domnia sa a fost cândva vedetă de televiziune, dar nu mai este de prea multă vreme în pe micul ecran și nu mai este atât de cunoscută cât era odată. De asta mulțumesc. E foarte greu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicație. A fost în direct în Deșteptarea, analistul politic Andrei Țăranu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.